Suntem la o nouă ediție a emisiunii Asimetric. Eu sunt Adelina Ghirea și mă bucur ca de data aceasta să vă fac cunoștință cu două prietene pe care nu le-am mai văzut de câțiva ani. Așa. Dar mă bucur că au venit până studioul nostru ca să purtăm niște conversații foarte importante, așa că astăzi vă fac cunoștință cu prietenele mele de la Arad, Dana și Florentina. Bun venit! Bine v-am găsit! Bine mulțumim. Te-am găsit și mulțumim pentru invitație. Mă bucur tare mult că sunteți aici și vom face în premieră ceva ce tot am zis că vom face la Simetric, pentru că, da, evident, niciun subiect nu este exhaustibil, dar niciodată nu ne ajunge timpul. Și am zis, dacă ați bătut atâta drum, facem emisiunea în două părți, așa că această primă parte va reprezenta un subiect de conversație poate mai delicat un pic, care ne stânjenește, nu ne place, dar vom veni și cu cealaltă bucată de realitate, pentru că sunt două realități care nu se exclud una pe cealaltă. Așa că în această primă parte vom discuta despre suferință și în a doua parte a acestei emisiuni vom discuta despre bucurie. Aparent sunt într-o antiteză și sunt diferite, sunt opuse, dar pot coexista. Dar vom începe cu ce e un pic mai dificil, pentru că așa cum evităm suferința, evităm și discuțiile despre suferință. Și poate că ar fi bine să începem discuția noastră de la a explica un pic ce înseamnă suferința. Cum arată ea? Ce este ea? Cum se manifestă? Există mai multe feluri? Există mai multe tipuri de oameni? Cum? În ce categorie, în ce definiție ar trebui să punem suferința ca să pricepem despre ce vorbim de fapt? Și încep eu pentru că pe mine mă priveai, nu? Dar pot să mă ieși spre Florentina? Da, să încep eu. Bine, am să încep eu. Când vorbim despre suferință și în întrebarea ta erau mai multe întrebări, vorbim despre suferința la mai multe nivele. Uh-huh. Da? Suferința în trup este una peste care trecem poate de la naștere până închidem ochii. Uh-huh. O simțim și în momentul nașterii, o simțim și mai târziu când ne julim genunchii, mai târziu în diferite situații și etape de viață. Dar suferința psihică este cea spre care m-aș duce și suferința sufletească, nu? Spre care ne-am concentrat noi astăzi. Și, practic, gândindu-mă la suferința psihică și de ce le deosebesc pe una de cealaltă, pentru că ele sunt și pot fi identificate diferit, au criterii de diagnostic diferit, de exemplu, în psihologie. Suferința psihică este una din actualitățile vieții noastre și de-aia poate că am și ales nu la întâmplare subiectul de astăzi. Se face o diferență între suferința psihică și cea sufletească? Da, da. Pot să sufăr psihic și poate că e potrivit să dau un exemplu, că e mai ușor din exemple. Pot să sufăr psihic într-o perioadă dificilă, da? Să zicem, am o perioadă de examen, psihic trăiesc un blocaj, am anxietate atât de ridicată încât nu pot să o depășesc și mă blochează, pur și simplu nu pot performa indiferent cât de mult am învățat și sufletește, același eveniment, același examen, aceeași anxietate și sufletește o trăiesc ca pe o despărțire de Dumnezeu, ca pe un abandon, ca pe ceva ce mă copleșește la un alt nivel. Poate că putem să identificăm și în viața noastră dacă ne uităm atenți. Da? Este pe nivel cognitiv, dimensiunea cognitivă, cea emoțională, subiectivă a trăirii suferinței. Cam așa în capul meu. Din perspectiva ta, Florentina, ce ai adăugat despre suferință? Cum vezi tu suferința în mediul în care activezi, trăiești? Cred că suntem înconjurați de foarte multă suferință din nefericire. Însă există și o parte frumoasă a acestei suferințe. Lucru pe care eu l-am învățat și care a fost ca o duș cu apă rece a fost că, exact cum dicționarul limbii române explică acest termen al suferinței, este o trecere de bunăvoie sau silită printr-o situație neplăcută.
Lucrul pe care noi îl facem și nu este deloc recomandat, fugim de suferință. În loc să învățăm să trecem prin ea, să o acceptăm așa cum este, aici este greșeala cea mai mare, că fugim. Dacă nu fugim, suntem într-o fază de negare. Sau acționăm greșit, încercând să o evităm, să o acoperim, să o ascundem, să o mascăm în fel și fel de lucruri, dar probabil vom detalia pe parcurs. Poate că știu că atunci când ne-am întâlnit noi să povestim, exista un element foarte important în felul în care definim și înțelegem și percepem suferința, și anume ce ne spune de fapt cultura. Ne-am făcut așa un rezumat al suferinței, dar ce ne spune cultura despre suferință? Cel puțin cultura modernă în care noi trăim. Cred că în cultura noastră suferința este asociată cu o slăbiciune. Da, da. Foarte adevărat. Da. Foarte adevărat. Și pentru că cultura și societatea de astăzi se concentrează foarte mult și este, nu numai se concentrează așa din neant, ci pentru că este ghidată într-acolo, merge foarte mult pe consumerism. Asta este o filozofie care nu lasă loc suferinței și nu acceptă în realitatea de zi cu zi, pentru că ea mână în mână cu hedonismul merge exact în direcția aia. Eu vreau să fiu bine, mă duc în magazin, în orice mic magazin găsesc cel puțin 5 feluri de muștar, da? Totul mi se oferă atât de la îndemână și atât de imediat după exprimarea sau doar în momentul în care am simțit că îmi doresc, încât cultura merge pe a suplini și a aduce, a împlini toate nevoile și a aduce imediat. Și atunci suferința, evident, pentru că înseamnă așteptare, frustrare, înseamnă împăcare cu situația în care ești, nu ieșirea din situație. Asta înseamnă suferința, să rămâi acolo în continuare în situația aia și să o prelucrezi, să o duci până la capăt. Clar nu este în trendul de azi. Și cred că ai fost expresia asta că eu vreau să fiu bine. A zice că există și o influență care spune tu trebuie să fii bine. Da. Și nu știu, cred că e linia foarte fină între a oferi acest sfat ca o încurajare versus a impune acel trend, cum ziceam, vine foarte mult, cred că, din zona asta dezvoltării personale, în care puterea e în tine, tu ai tot ce trebuie ca să fii bine. Da. Deci, practic, e ceva greșit la tine în momentul în care experimentezi suferința. Da. Părerea psihologilor merge în direcția aceea în care când trebuie, când apare trebuie în discursul nostru de zi cu zi, este disfuncțional. De ce trebuie? Nu sunt pe planeta asta decât puține lucruri care trebuie să le facem cu necesitate ca să supraviețuim. Restul sunt doar preferințe. Ei, în momentul în care trebuie să mă adun, să mă scutur, să fiu bine, în indiferent ce situație sau etapă de viață sunt, este ceva nenatural. Din păcate, mulți dintre cei care motivează, merg foarte mult în latura, în extrema cealaltă. Că e bună și motivarea, e bună și dezvoltarea personală, dar dacă e pe un continuum în care trebuie neapărat să te aduni și să fii perfect și să-ți meargă toate super, și pe celălalt, în cealalt capăt al continuumului este trăiesc în suferință și mi-e greu, tendința este totul trebuie să fie la superlativ, dar nu suferința, ci doar lucrurile bune. Și e vina ta că nu ești acolo. Câți din noi, cei care trăim și trecem prin perioade de suferință, suntem direct responsabili pentru suferința din viața noastră? Nu totdeauna suntem. Câteodată, da, suferința este o consecință alegerilor noastre. Dar asta nu înseamnă că exclusiv, întotdeauna, suferința vine pentru că e o consecință. Uneori vine pentru că suferința are un rol în viața noastră și ne ajută să upgradăm, folosesc eu termenul ăsta, să trecem la un alt nivel. Pentru că asta e viața reală. Da, și apropo de ideea asta de acțiuni, decizii și consecințe,
Vrând nevrând, chiar dacă nu numim astfel, dar foarte multă lume cred că crede în ideea asta de karma. Ce faci, ți se întoarce înapoi. Și atunci de asta zic tu, trebuie să fi făcut ceva greșit dacă acum ești în suferință. Da. Da, asta este, dacă îmi dați voie să intervin din nou, iată-mă, tot eu, iartă-mă, Florentina, dacă voie. Mă fac. Mulțumesc, mulțumesc. Este părerea mea, este că are foarte mare legătură cu fatalismul din religie, din religia manifestată pe zona asta geografică. Nu denumim, dar priviți cât fatalism, cât vai, suferința este așa și așa și normal că cultura și direcția în care a mers cultura acum post-postmodernistă este pe a nega tot ce a însemnat suferința aia. Dar nu ne uităm la Dumnezeu sau la Iisus, cel care a umblat pe pământ și care a avut atât de multă bucurie, care s-a bucurat de niște copilași, care a mâncat bucurându-se cu cei cu care împărțea cina. A avut atât de multă bucurie, dar este și un personaj în jurul căruia vedem foarte multă suferință. Foarte adevărat. Și asta este, cred că, frumusețea creștinismului autentic, le-aș numi, că nu pretinde o viață lipsită de suferință și cred că nici nu pretinde că înțelegem de ce Dumnezeu îngăduie în anumite situații suferința. Dar pretindem că îl cunoaștem pe Dumnezeul cel adevărat. Mai ales prin suferință. Exact. Exact. Și care el însuși a suferit foarte mult. Exact. Oare, înainte să trecem mai departe, mai gândeam acum, suferim poate și de o lipsă de empatie față de cei din jurul nostru? Pentru că cred că de multe ori, apropo de acest trebuie să fii bine, ne mai și uităm din când în când și zicem, da, ca și cum a zice, de ce suferi? Că nu adună-te. E să suferi, adună-te. Da. Da. Vedeți această lipsă de empatie sau ce este? Unde e disconnectul? Tot mai mult cred că există lipsa de empatie. Dacă înainte eram mai atinși de tot ceea ce vedeam în jurul nostru și poate acum există foarte multe necazuri, foarte multă durere, dar în același timp lipsa de echilibru între ceea ce suferă unii oameni și aici e suferința și moartea, aici e petrecerea. Toate merg împreună pe același drum ca și cum nu există. Este foarte trist și sper ca Dumnezeu să ne schimbe tuturor inimile în privința asta. Mie mi se pare, dacă îmi dai voie să adaug ceva la ceea ce ai spus, că cultura în care trăim i-a deconectat pe oameni unii de alții. Trăind foarte mult în spațiu virtual, din pricina slujbelor noastre sau contextului pe care îl trecem acum cu pandemia, lucrăm online, nu ne-am putut vedea o vreme nici măcar cu rudele apropiate. Trecând prin perioadele astea, ne conectăm foarte mult în varianta asta virtuală și pierdem din vedere conectarea asta umană, care e foarte importantă. Când sunt cu tine în videoconferință și vorbim, nu o să văd când te doare piciorul și îl miști, da? Pentru că te văd doar într-un cadru. Când te văd întreg, îmi dau seama când te doare piciorul sau dacă ceva nu ți-a picat bine, se vede mai repede, nu? Și pe de altă parte, totuși, apropo de deconectarea asta care se întâmplă din pricina faptului că trăim foarte mult în online, pe de altă parte, mi se pare foarte interesant, asta poate e un subiect de o altă dată, mi se pare interesant cum totuși sunt foarte mulți oameni care își exprimă suferința în online, care își exprimă suferința în social media și e foarte interesant să vezi cum nu au cadrul ăla intim în care să poți să împărtășești cu cineva și simt nevoia de a împărtăși cu toată lumea, toate detaliile. Și aia mi se pare o altă exagerare, nu? Exact. Iarăși nu pierdem din vedere normalul. Exagerez în suferința mea promovând-o ca să atrag atenția asupra mea, priviți-mă, iată-mă, da? Pentru că nu mai primesc aceeași recompensă din faptul că ne vedem constant,
intru și aștept de la mai mulți mai mult. Exact. Apropo de cum ne exprimăm sau cum gestionăm suferința, deja, Florentina, tu ai menționat niște lucruri. Și aș pune întrebarea așa, cum gestionăm suferința versus cum ar fi bine, ca să nu zic trebuie, așa. Cum ar fi bine să gestionăm suferința? Ce facem greșit, ce facem bine, ce facem prost, ce facem ok? Păi, în primul rând, când vine, bineînțeles, toți suntem șocați. Personal, mi-a ceva timp să mă adun și mă gândesc, o, nu, iar a venit ceva. Și tendința este să fug sau să o ignor. Sunt în fază de negare, dar cu cât mă trezesc mai repede și îmi dau seama că e ok, a venit cu un scop, există un stăpân care a permis-o și care mă iubește enorm de mult, pentru că în cuvânt spune că niciun fir de păr nu va cădea din capul nostru fără voia lui, dar minte o durere așa de mare. Și cred că primul lucru pe care eu personal îl fac este să o îmbrățișez suferința. Mă contopesc, mă fac una cu ea și îmi place să folosesc expresia, o las să-și facă numărul în viața mea, exact atât cât trebuie, până voi ieși biruitoare și, bineînțeles, schimbată, mult mai bună, mult mai perseverentă, mai altfel. Îți iese de fiecare dată? În ultimul timp, da. Îmi iese foarte bine. Nu vreau să zic ceva în detrimentul personal, dar în ultimul timp am învățat și cât mai bine, cât mai repede o las, atunci e super. Pe legătură cu faptul că exersată, evident, e ca o abilitate, nu? Uh-huh. Ai internalizat mecanismul, mai repede îți dai seama de... Stai! Unde sunt, mai repede o accepti, mai repede poți să lucrezi cu ea în așa fel încât să o poți prelucra. Da, ca să nu mai zic de intimitatea pe care o ai cu Dumnezeu și părtășia. Deci pentru e că minunată. În suferință o cauți e părtășia cu ea, da, mult mai... Da, imediat. Da. Tot timpul îmi imaginez un bebeluș care stă în brațele tatălui sau al mamei, el se cuibărește. Și în momentul în care vine o suferință în viața mea, asta fac, alerg în brațele tatălui meu și mă cuibăresc acolo și stau acolo până se termină și până trece. Ce mai facem cu gestionarea suferinței? Bine sau nu așa de bine? Câteodată pierdem din vedere momentul acela al mă las să-și facă lucrarea în mine, dar trebuie să urmăresc și să-mi trăiesc viața, că asta mi se pare. Câteodată ne lăsăm copleșiți de suferință și acolo poate fi o piedică în a reuși să o depășim, știi? Absorpția sau integrarea sau conlucrarea cu propria suferință este ceva ce trebuie să fie dinamic. Acum o las, plâng suferința, rămân acolo, plâng, mă descarc, dar mă și dezbrac de ea din când în când să-mi dau voie să trăiesc viața de zi cu zi. Și cred că în a doua parte a emisiunii vom vorbi mult mai mult pe tema asta, cum să las suferința să-și facă lucrarea de plin, nu stând acolo ani de zile acoperită de suferință și obidă. Nu asta e sursa, pentru că nici Iisus n-a făcut doar asta și îl iau foarte adesea pe Iisus ca exemplu personal, încercând să văd cum a împletit el. A văzut suferința oamenilor, i-a ajutat, dar a fost cu ei și în bucuriile lor. A fost și în nevoie, a fost și în... Întotdeauna a oferit soluția, astfel încât să nu ne doboare, să trecem prin ea, dar fără să fim... Da. Când te copleșește, da, când te copleșește, e momentul să o pui puțin deoparte. Nu? Da. Să o lași puțin. Și dacă, cum zicea, mi-a plăcut foarte tare, cum ai zis tu, Florentina, că apropierea de Iisus în momentul în care, și de Dumnezeu, în momentul în care simți suferința puternic în viața ta, te ajută, da? Pentru că e foarte interesant cum El nu ți-a suferința, deci te lasă în continuare în suferința aia, dar mângâierea care vine cu prezența Lui
aduce o completare și o liniștire a sufletului tău și a Duhului tău. Mm-hmm. Ceea ce mi se pare extraordinar, e dumnezeiesc, nu? Dar uite, vezi aici, cred că iarăși, apropo, întorcându-ne la discuția despre cum percepem suferința, cred că există o problemă de multe ori și cum percepem pacea sau conceptul de pace. Pentru că pacea nu înseamnă neapărat că mereu totul este lin și adevărat. Nu experimentezi turbulențe. Da, exact, sau turbulențe, exact. Și atunci, de asta confundăm, pacea care vine de la Dumnezeu nu este acea stare de euforie, totul e bine, ești zen, cum s-ar zice. Beatitudine, nu? Da, nu. Da. Pacea asta este mult mai profundă și exact ce ziceai tu, da. Pentru că de foarte multe ori, da, nu știm de multe ori de ce Dumnezeu îngăduie suferință, de ce Dumnezeu nu o ia atunci când îi ceri sincer. Și asta mi se pare iarăși o chestiune foarte interesantă, că e un Dumnezeu care îți permite să-L întrebi. Da. S-ar putea să nu-ți răspunde uneori, dar vedem pe Iov, vedem ce discuție are Iov cu Dumnezeu, îl întreabă, da. Ca și un copil, apropo, că dai exemplu, un copil întreabă de ce, de ce, de ce, așa Dumnezeu nu ne spune nu m-a mai întrebat de ce. Da. Dar un părinte răbdător Dumnezeu, exact, nu? Și un părinte care trece cu tine prin suferința asta. Mi-amintesc că acum mulți ani am citit o cărțulie foarte subțirică a lui Henry Nouwen, nu cred că este tradusă în limba română, se cheamă The Living Reminder, și acolo vorbește foarte mult despre cum să îmbrățișezi suferința. Mm-hmm. Și mi-am și notat aici un citat, spune așa: cei care își asumă starea zdrobită, indiferent care e sursa zdrobirii, sunt liberi să fie vindecați și să pășească spre un nou stil de viață. Vindecarea înseamnă dezvăluirea faptului că rănile noastre omenești sunt cel mai strâns legate de însăși suferința lui Dumnezeu. Cred că dacă punem în perspectiva asta că suferința noastră este integrată deja în suferința lui Dumnezeu, se schimbă un pic lucrurile. Însă, mă mai întreb oare, apropo de percepții eronate, nu evităm de multe ori suferința pentru că trăim și cu frica că Dumnezeu vrea să ne facă să suferim sau vrea să ne pedepsească? Exact. Asta ține foarte mult de percepția noastră despre Dumnezeu. Uh-huh. Da? Cine este Dumnezeu sau Dumnezeul din viața mea? Uh-huh. Dacă Dumnezeul din viața mea este un atotputernic pedepsitor, atunci voi trăi o viață oropsită și voi trăi cu ideea că niciodată nu știi ce te urmărește după colț și îți dă după cap. Mm-hmm. Da? Dacă Dumnezeu este un Dumnezeu atotputernic, care cunoaște totul, atemporal, care trăiește dincolo de linia timpului la care noi suntem supuși, mm-hmm. și este un Dumnezeu care vrea binele meu, însemnând mai bine decât pot eu să văd, că doar de-aia e atotputernic și atoate știutor și, da? Ei bine, atunci se schimbă un pic perspectiva. Dacă așa este Dumnezeu, atunci eu pot să mă încredințez și să mă las cuprinsă de ceea ce El și-a propus. Pentru că, nu pentru că Dumnezeu mi-aduce pedepse sau suferință în viață, ci pentru că Dumnezeu îngăduie, și e o diferență între astea două, suferinți în viața mea, pentru că El e capabil să facă din lucrurile rele comori extraordinare. Și aici e foarte interesant și dacă îmi dați voie, vreau să extind. Îi mai dăm voie. Ce bine că îmi cer permisiune. Și n-am uitat asta măcar. Vedeți, aici în psihologie, și aduc dinamica de aici din psihologie, în psihologie, foarte adesea apare unde plasezi locusul de control. Și asta este un termen din psihologie. Adică, cui atribui tu întâmplările? Da? Se întâmplă din pricina cuiva, din pricina ta sau din pricina cine știe a cui, necunoscutului, zice psihologia. Ei, dacă întâmplările sunt din pricina mea, atunci înseamnă că știu și cum să ies de acolo. Da? Am chei. Dacă se întâmplă din pricina necunoscutului, atunci n-am niciun control. Da? E foarte interesant că în tulburările psihice adesea se întâlnesc cu oameni care au locusul de control în extern, a necunoscutului. Știți ce e cel mai interesant și mi-a plăcut foarte mult să văd asta? Creștinii autentici, cei care trăiesc cu adevărat,
La ei locusul de control este extern, este al necunoscutului, adică al lui Dumnezeu. Mm-hmm. Deci nu e necunoscutul, e cineva cunoscut pe care mă bazez, știu exact ce face. Viața unor astfel de oameni este atât de echilibrată încât psihologia a venit și a zis ceva e în regulă aici, ce se întâmplă? Cum ar putea cineva să aibă o viață de calitate și să trăiască așa de bine cu un locus de control extern, adică atribuind voia cuiva din exterior. Ei bine, există, se poate și avem dovezi și în psihologie din domeniul ăsta. Și mi se pare extraordinar cât de minunat poate să facă Dumnezeu niște lucruri pe care știința psihologia le urmărește, se uite la și zice, asta nu pare să aibă logică, nu înțelegem ce se întâmplă. E deasupra, el le-a creat. Nu? Noi doar le-am denumit. Din ce putem noi înțelege și poate din ce ați trăit și experimentat voi până acum și din ce ați văzut, care este rolul suferinței? Rolul suferinței noastre este unul extraordinar. În primul rând este acela de a ne apropia de el, zic eu, și acela de a ne transforma, de a ne face cât mai mult asemeni lui Hristos. Pentru că unul din versetele mele preferate spune în Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cred că scopul primordial, că să printre multe acelea care există, este ca în viața creștinului, pe zi ce trece, să devenim tot mai mult asemenea lui Hristos, răstignindu-ne firea pământească. Și această fire pământească care ne dă atâtea bătăi de cap și se luptă și nu se lasă, este de multe ori cauza suferințelor noastre. Da. Ce mai face suferința din noi? Care este rolul lor? Mie mi se pare că are foarte mare dreptate Florentina. Un singur lucru aș mai avea de adăugat, micuț, ne face mult mai atenți la nevoile celor din jur. Apropo de ideea de a empatiza. Empatia, da. Da. Dacă n-am trecut prin suferință, nu pot înțelege la fel de bine pe cel care suferă. Nu dacă pot ajuta. Da, inclusiv nu pot ajuta. Nu-l înțeleg, nu-l pot ajuta. Sunt acolo și ce fac? Maxim, sunt martor sau o iau la goană. În cealaltă direcție, de frica faptului că s-ar putea să fie molipsitoare suferința și nu vreau să mă confrunt cu ea. Dar mi se pare că ne ajută foarte mult. Nu anulez, subliniez, sunt de acord cu ce zice Florentina, mi se pare la fel, aș adăuga doar acest aspect. Ce facem însă atunci când, vreau să insist un pic, atunci când suferința asta este de-a dreptul zdrobitoare, când simțim că ne pune la pământ realmente, vine ceva foarte greu peste noi și simțim că ne zdrobește. Cum să privim înspre rolul suferinței în momentele alea în care simțim că pierdem poate tot ce avem? Personal, cred că e foarte important să nu funcționăm, să nu mergem prin ceea ce simțim. Pentru că a trăi o viață bazată pe sentimente este un dezastru. Trebuie să ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Tot ceea ce scrie aici. Dacă luăm un exemplu practic, da? Mă trezesc copleșită de multitudinea sarcinilor, tot ceea ce am de făcut, simt că va fi un colaps toată ziua. Ce fac? Merg pe ceea ce simt sau îmi adâncesc privirile în cuvântul lui Dumnezeu și mă gândesc că Dumnezeu a promis că este cu mine, că mă ține de mână, că îmi va da putere și că voi ieși biruitoare. Cel mai important este să trăim fiecare clipă, fiecare zi cu Dumnezeu. Nu bazat pe ceea ce sentimentele noastre ne spun și ne copleșe și ne dărâmă. Pentru asta însă este nevoie să și cunoaștem. Pentru orice lucru care există în viața noastră, Dumnezeu are o soluție. Apropo de cunoaștere și apropo și de ce ziceam mai devreme, că de multe ori poate că trăim și cu o frică legată de faptul că Dumnezeu vrea să ne pedepsească sau vrea să ne facă să suferim. Mi-a atras atenția expresia asta
Apostolul Pavel când încheie un capitol în Efeseni și zice a lui, care poate să facă nespus mai mult decât tot ce cerem sau ce gândim, potrivit cu puterea care lucrează în noi. E unul din favoritele mele. Deci, da. Dumnezeu, ce vrei, promisiunea mai mare decât ceea ce tocmai ai citit? Promisiunea și faptul, ideea asta, mă gândeam, Dumnezeu gândește țeluri și idei mult mai înalte și are dorințe mult mai înalte pentru noi decât putem noi să concepe. Și atunci, în mijlocul suferinței, oare Dumnezeu ce vrea să facă cu suferința aia din viața noastră? Vrea să ne pună la pământ? Sau are niște țeluri mult, mult peste ceea ce putem noi vedea în momentul concepem? Suferinței, da? Pentru că suferința cumva ne orbește, aproape că ne pune un filtru, nu mai vedem spre viitor, da? Durerea, dacă asta face suferința, butonează foarte profund pe emoțiile noastre, butonând acolo, de fapt, câteodată mergem în, fără să vedem în viitor, în întuneric cum ar veni, da? Ne ducem într-o direcție în care s-ar putea să nu vedem. A, aici vine și despre cât de obișnuiți suntem noi să umblăm pe nevăzute și cât de mult suntem dispuși sau ne-am antrenat în a vedea pe Dumnezeu, cel care poate să fie și în întuneric cu vieții noastre. Și da, sunt și situații în care ne simțim copleșiți, că nu vreau să trecem peste ceea ce ai ridicat la fileu pentru mine. Mă simt ca și când mi-ai spus exact o direcție în care eu mă duc, am inimă deschisă pentru cei care suferă și câteodată se lasă copleșiți. Da? Fără să vrei, copleșirea asta este ceva ce ni se întâmplă tuturor când nu mai există sau ți se pare că nu mai vezi nimic dincolo și te spăimânt atât de tare. Ce fac copiii? Strigă după mama, nu? Tu te caut ajutor. Dacă simți că nu mai poți, da, caut ajutor. Caut ajutor. Dacă e mult prea copleșitoare suferința și nu mai vezi dincolo de întunericul din viața ta și nu mai simți pe Dumnezeu acționând pas cu pas, caut ajutor. Dar tot în a doua parte ne vom concentra mai mult pe asta. Aș vrea să adaug aici un lucru care prin care ne reîntoarcem tot la relația tată-fiu sau tată-fică. Dacă ai un copil care vezi că o ia razna, nu chem bețivul satului să-ți disciplineze copilul. Tu însuți o faci, chiar dacă doare. Și pentru mine e ok dacă Dumnezeu mă disciplinează. Și ce dacă? E cel mai bine, e cel mai frumos, am nevoie. Îmi pun toată încrederea în el, îi mulțumesc că face asta. Și cuvântul spune fraților să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Dumnezeu a permis și înseamnă că e ok. Dar apropo de a ne adânci ochii în Scriptură și a cunoaște și apropo de faptul că Dumnezeu permite cu un scop și am văzut, există un rol, totuși Dumnezeu înțelege suferința noastră? Dacă știe prin ce trecem, știe ce experimentăm, că l-am văzut pe Iisus suferind, dar Iisus nu mai este acum cu noi. Este într-o formă glorificată. Ne mai înțelege El pe noi? Da, natura Lui de 100% când a fost uman 100% și 100% Dumnezeu, pentru că asta este baza de la care pornim. Nu s-a anulat din faptul că a fost glorificat și n-a uitat ce a trăit. Nici noi nu vom uita când vom fi dincolo în veșnicii lucrurile pe care le-am trăit aici. Clar ne vor influența diferit. Clar ne vom gândi la ele diferit. Nici nu știu cum e să trăiești fără firea pământească care stă agățată de mine constant, oricât m-aș lupta să o pun la pământ. Nu? Dar e foarte important să ne dăm seama cât din ceea ce noi înțelegem că a fost Dumnezeu, îi dăm voie să facă și să fie, dacă, cum zicea Florentina mai devreme, să fim asemenea chipului Fiului Său, înseamnă inclusiv, da, este idealul nostru, încolo ne ducem, vrem să facem asta, atunci cu siguranță îl luăm în serios și pe Iisus care a suferit și pe Iisus cel care e acolo. Și să nu uităm că Iisus, când a plecat, a trimis un mângâietor. Exact. Deci avem un exemplu, un Iisus, cel care a suferit, suprem.
Câți din noi ar suferi așa, fără, pentru toți sau pentru alții? Sau pentru cei care... Fără nicio vină. Mm-hmm. Da, da, sau care le-a făcut rău, da? Dar Iisus, după plecare, a trimis un mângâietor. Și rolul mângâietorului este acela de a ne ajuta și a ne ridica. Și de a ne pune speranța în, ok, ăsta e modelul, încolo vreau să mă duc, așa vreau să arăt. Da, și cuvântul lui Dumnezeu este plin de promisiuni, că este alături de noi. Doar să le vedem. Doar să le vedem și să, le, să ne le însușim. Sunt pentru noi. Da, da, da. Asta se întâmplă cu cărțile care nu sunt ale mele și nu pot să scriu pe ele. Da. Dar asta este, este o carte care recent a fost tradusă și publicată în, în limba română. Și zice aici în felul următor, zice foarte multe lucruri, dar se potrivește atât de bine în conversația noastră, zice așa, tindem să credem că pe măsură ce viața e mai grea, noi suntem tot mai singuri. Scufundându-ne în suferință, apropo de ideea de ne lăsa copleșiți și de a sta acolo, ne scufundăm și în izolare. Biblia ne corectează însă, durerea noastră nu întrece capacitatea lui de a înțelege. Nu suntem singuri. Acea întristare care parcă ne izolează atât de mult, care pare unică, este tristețea pe care a experimentat-o și el în trecut și care este cunoscută și în prezent. Da. Exact ce, ce spuneai și în Ghețiman, nu? Suferea, confruntat cu ceea ce urma să se întâmple și se întorcea la ucenici și din nou se ducea, se retrăgea, se întorcea. Da? Și în Iisus vedem momentele în care și mie mi se pare că afluența aia de oameni care veneau spre el să-i ceară constant lucruri, el simțea nevoia retragerii și în timpul vieții, de câteva ori ucenicii îl caută. Unde-i? Noi. Da, da, unde a dispărut Iisus? Hai repede că avem nevoie. Da, iată, oamenii stau cu grămeada și așteaptă vindecări. Ei, Iisus făcea retragerea asta și mi se pare că e un exemplu foarte bun. Dacă noi suntem suficient de înțelepți să ne dăm răbdare să citim Biblia ca pe un manual ce ne instruiește, ca pe o hrană, ca pe ceva zilnic, viu, da, atunci vom și găsi răspunsul. Dacă e doar o carte cu care să mai întreacă timpul, atunci e fără de folos. Cred că iarăși, apropo de dubia asta natura lui Iisus, facem o greșeală. Cred că ne închipuim că gata, Iisus nu mai este om. Nu, adică a fost 100% om, acceptăm cumva în mintea noastră, chiar dacă nu putem cuprinde adevărul ăsta, că a fost 100% om, 100% Dumnezeu, dar acum că este în cer... Nu mai e decât 100% Dumnezeu. Exact. E foarte interesant. E ca și când el a fost la creație, nu? Că a fost acolo. Și cum poate să fie și la judecată? Păi e din pricina faptului că noi suntem suficient de limitați încât să nu putem percepe și înțelege atemporalitatea asta. La fel cu, și cu 100% Dumnezeu și 100% om. Păi dacă nu mai este decât 100% Dumnezeu acum fiind ridicat la slavă, mă întreb cum a putut fi 100% Dumnezeu când era în trup? Dar nu e în capacitatea noastră de a înțelege și a o explica ca pe habar n-am, o axiomă. Sau e ca o axiomă, nu trebuie să o demonstrezi. Dar cred că e și mai simplu de atât. Cred că ne închipuim că odată ce Iisus a înălțat la cer, a renunțat la umanitatea lui. Dar unde ni se spune asta? Ca să tragem concluzii din astea a priori. E, da, dar e pur și simplu, cred că, în înțelegerea naturală a lucrurilor. Da. Limitele noastre. Da. Exact, da. Exact. Și atunci ne întoarcem la ideea asta. Cum poate Iisus acum să mă mai înțeleagă pe mine și suferința mea? Da, a trăit o vreme. Da, a suferit mai mult decât am suferit eu. Și totuși. A fost atunci când a suferit pe pământ, a fost și 100% Dumnezeu. Dacă ești capabil să accepti că a fost 100% Dumnezeu, atunci ești capabil să accepti și acum că în faptul că e acolo, este încă 100% om. Exact. Apropo de discuția asta de rol al suferinței, mi-a plăcut foarte mult că ai venit-o, Dana, l-am dat cu ideea asta. Hai să vorbim despre niște exemple concrete. Hai să vedem ce a făcut suferința în viața unor oameni, fie că sunt oameni pe care i-am întâlnit, fie că sunt oameni, nu știu, nume mari, indiferent, ce rod, că rare ori spunem că suferința produce rod, iarăși sunt două concepte care nu le punem în aceeași grămadă, dar suferința produce rod. Ce exemple v-au impresionat pe voi
în care s-a văzut clar cum suferința a produs ceva bun. Când spui rod, îmi place foarte mult felul în care ai pus-o. Ce rod aduce suferința? Și am să fac o paranteză. Eu sunt cunoscută nu doar pentru a-mi cere permisiunea, ci pentru a face și paranteze constant. Da. Și una din paranteze este asta. Ce rod aduce suferința? E foarte interesant când punem întrebarea asta, privim viața unui om în întregul ei. E foarte interesant. Omul când suferă, dacă viața mea nu s-a încheiat, mi-e foarte greu să mă uit la oamenii care trăiesc ca și când asta este doar o etapă. Ia uite ce face. Ce fel de om e ăsta care face lucrurile astea? Și gata, am pus eticheta și l-am etichetat, dar nu e finalul vieții lui. Asta este o etapă din tot parcursul vieții lui. Deci el aș, nu știu, judeca prin prisma ceea ce trăiește astăzi. Și atunci, pentru că închei paranteza la un moment dat după ce o deschid, vin să aduc un exemplu care mie personal mi-a plăcut foarte mult. Îmi place foarte mult pictura și pictorii impresioniști. Van Gogh este pe mine m-a impresionat din primul moment în care l-am cunoscut copil fiind și mai târziu am aflat despre istoria lui de viață. E foarte interesant, nu știu cât de multă lume cunoaște istoria lui, el a fost preot într-o comunitate minieră și a fost atât de tulburat și de scuturat de nedreptățile și de suferința oamenilor de acolo, încât nu a mai putut să rămână pentru că ar fi trebuit să-i trateze fără să simtă cu ei. El își primea banii lui pentru că era acolo și trebuia să se detașeze, el doar să aducă liturghie, doar să facă o bucată. Și a simțit că nu poate să facă doar atât. Și a plecat de acolo cu inima frântă și cum am folosit noi un termen acum, burnout, că era foarte încercat de ceea ce a văzut și a ajuns să picteze, să ne arate lumea prin ochii lui, o lume extraordinar de frumoasă pe care Dumnezeu a creat-o, o lume pe care un om în suferință a ajuns să o vadă și să ne-o prezinte. Un om care niciodată n-a negat existența lui Dumnezeu chiar în suferință. Mulțumim pentru exemplul ăsta. Chiar așa, nu știu cât de multe lume știa toată istoria lui. Florentina, ție ce persoană sau personaj îți vine în minte? Acum îmi vine în minte Richard von Brandt, Nicolae Moldoveanu, imnurile care s-au născut din acele momente cumplite de suferință, dăinuiesc și vor dăinui peste veacuri. Nu cred că vor muri vreodată, nu se vor stinge. Și predicile, scrierile, cărțile sunt extraordinare. Și nu cred că fără această etapă s-ar fi născut adevărat. Tablourile lui Van Gogh sau minunatele cântări ale lui Moldoveanu, nu? Sau scrierile lui Von Brandt. Foarte adevărat. Adică ce, iată, răspunde, din nou răspundem la întrebarea care e rodul suferinței, nu? Și cât de mult, de fapt, îi ajută pe toți cei din jur, da? Peste ani. Da. Dincolo de și câte vieți a schimbat, experiența lor de viață, câte vieți a schimbat, dintre, poate nu ale noastre, dintre cele ale cărora chiar făceau răul în momentele respective. Câți oameni nu au fost atinși? Da. Câți oameni au fost atinși atunci, văzând mărturia lor? Câți oameni, îmi amintesc că am citit una dintre cărțile lui Von Brandt foarte devreme în adolescență, și știu că mai apoi am tot dat-o la o grămadă de oameni. Incredibil ce mărturie puternică și vie, așa, plină de viață. Și nu pot închipui, știu că cărțile lui acum sunt traduse și în alte limbi. Și e fantastic să vezi cât de departe mărturia unui oarecare om până la urmă, că nu a fost cine știe ce persoană proeminentă neapărat. Da, adevărat. Și ce departe merge mărturia suferinței lui.
Pentru că, de fapt, suferința și trecerea noastră prin suferință, Dumnezeu n-a intenționat-o sau nu o îngăduie doar pentru noi și mutarea noastră la un alt nivel, ci o îngăduie pentru folosul bisericii lui. Și biserica lui trece timpul. Testul timpului nu se aplică bisericii. Exact. Biserica lui este indiferent de și timp. Nu e așa, Florentina, că ziceai de Nicolae Moldoveanu, cât de profunde sunt versurile pe care le-a scris. De fiecare dată când le citești, parcă, sau le cânti, au impact deosebit în viața noastră. Și simți, dar în a doua parte a emisiunii vom face despre asta, ce efect are. Simți că te mângâi acolo. A mai fost cineva cu tine pe acolo, a mai trecut cineva prin suferință. Iată, cântând-o, simți mângâiere, nu? Apropo de cărți, asta este o carte pe care mi-am cumpărat-o pentru că are sublinieri, n-are semne, dar uneori a fost o carte pe care n-am planificat să mi-o cumpăr. Am fost să cumpăr de fapt niște cadouri pentru că acum este sezonul festivităților de absolvire și am văzut cartea asta, Credință sub teroare. Este de fapt o carte de memorialistică greco-catolică de detenție și domiciliu obligatoriu. Și sunt frânturi din mărturile a o grămadă de oameni care au suferit și am zis, măi, cartea asta, sunt foarte curioasă să, nu că n-am citit până acum, am citit, dar și știu despre mulți din oamenii care au aici memoriile lor, însă noi nu mai știm, generațiile noastre nu mai știu ce înseamnă acel tip de suferință, nu mai știu ce înseamnă să-ți fie încercată credința în acel fel specific. Da. Și mi s-a părut fantastic. Doar un mic pasaj vreau să vă citesc. Este vorba despre părintele Ioan Vasile Botiza, un om care a suferit în sistem de n-ai văzut. Deci el îți povestește așa câteva lucruri despre bătăi și despre ce a îndurat și cum a trăit în detenție și spune așa, deci mi se pare fantastic. În ceea ce mă privea pe mine, deci asta era în mijlocul eu îmi duceam zilele cu seninătate. În detenție comunistă, cu seninătate. Între bătăi. Da, aveam la cine să mă spovedesc și eram fericit că pot să-mi duc și eu în spate mica mea aștiuță din Marea Crucea Bisericii. Nu mă simțeam nenorocit deloc, consideram că este normal să fiu în pușcărie și că ar trebui să fi fost, sau că ar fi fost o rușine să fiu lipsă la apel în zilele în care întreaga biserică era chemată să urce calvarul. Cine ar mai produce asemenea gânduri în mijlocul suferinței? Și asta ridică niște semne de întrebare legate de cum trăim în vremurile post-postmoderne. Suferința și dacă o lăsăm să-și producă acel rod în viețile noastre. Mai există o întrebare, nu mai avem foarte mult timp și pare un pic ruptă din mersul conversației noastre. Însă, fiindcă sunteți mame, cum vă încurajați copiii, poate fie să vorbească despre suferință, fie să parcurgă suferința? Că noi, da, în ceea ce ne privește pe noi și persoana noastră, poate reușim să ne mobilizăm și reușim să ne cuibărim acolo și să lăsăm suferința să-și facă numărul. Da. Dar cum îi încurajăm pe copiii noștri sau copiii voștri sau în general? În primul rând, prin exemplu personal. Copiii mei, când văd exemplul meu personal, vor învăța ce înseamnă să treacă prin suferință și, în al doilea rând, prin a fi acolo împreună cu ei. Când trec prin suferință, dacă sunt mici, ei totdeauna vor fugi spre părinți și asta făceau toți, mami, tati în apropiere. Când sunt adulți, pentru că eu sunt în categoria părinților care nu mai are copii, ci numai copii adulți, îi dai voie să vadă, dar îi dai posibilitatea și îi spui cât vrea să te lase, să fii împreună cu el, să treci pe drumul ăla, cât nu, la distanță, spunându-i, uite, sunt acolo pentru tine, mijlocind pentru tine, mă rog, pentru tine, dacă e ceva cu care pot să te ajut specific, întrebând din când în când, nici să dăm buzna în viețile copiilor noștri adulți nu e ok. Ei trebuie să-și poarte și ei destinul lor,
Dar mi se pare că nu putem anula suferința câtă vreme suntem părinți, până închidem ochii, nu știu cum e dincolo, în veșnicii, dacă până închidem ochii vom suferi pentru copiii noștri prin suferințele prin care Dumnezeu îngăduie să-i treacă, vom trece împreună cu ei, chiar dacă suntem alături de ei sau mai la distanță. Este foarte important să lăsăm pe copii să treacă prin suferință, să nu-i ferim. Ce faci cu un copil care și-a pierdut părinții sau unul din părinți? Cred că în cultura românească este nu îl ducem la priveg, nu îl ducem la înmormântare, nu îl lăsăm să... nu îl ducem nici măcar la mormânt după aia. Mami e plecată în cer. Copilul acela este nenorocit pe viață. Ce o să facă a doua zi? O să se joace ca și cum mama n-a existat niciodată sau tata? Cum o să perceapă el pierderea celui drag? Într-o fază de negare, când vine altă suferință, la fel. A, nu există. Da. Copilul trebuie pas cu pas, integrat, asistat, ajutat să sufere și să înțeleagă că suferința este parte din viață. Pe nivelul lui, pe... Exact. Cât poate înghiți azi, nu... În ceea ce privește pe proprii mei copii, întotdeauna că există perioade mai grele sau în perioade în care ei o iau razna, așa cum noi ca și adulți o luăm razna și Dumnezeu are grijă de noi, întotdeauna m-a rugat și am întrebat, Doamne, care va fi acea suferință care îi va pune acolo unde trebuie? Și că știam că urmează ceva, când mama nu mai reușește, tata nu mai reușește, Dumnezeu reușește și aduce ceva care să-i să-i modeleze, să-i facă mai frumoși decât sunt deja. Mă bucur foarte mult că de data aceasta pot să spun că vom continua în următoarea parte. Noi ne oprim aici și ne revedem în câteva minute ca să parcurgem și cea de-a doua bucățică cu voință cei care ne urmăriți. Ne revedem săptămâna viitoare la a doua parte a acestei conversații. Vă invităm să țineți aproape pentru că, cred că, cum am zis, vorbim despre două realități care există concomitent, nu se anulează una pe cealaltă. Mulțumesc că ne-ați urmărit și până ne revedem, vă aștept să ne întâlnim și în online. Pe data viitoare!